și de fapt să trăiesc în întuneric. Dumneavoastră puteți înțelege că diavolul se poate preface într-un înger de... El nu-i înger de lumină, dar știe să mimeze lumina și să o simuleze. De ce? Pentru că a locuit odată cu Dumnezeu în lumină. Știe lucrurile de atunci și le poate simula, le poate mima. Ei, trebuie să înțelegeți că o grămadă de pocăiți din biserică care au trăit în lumină cu Dumnezeu, cu 10-20 ani în urmă, știu în continuare să mimeze lumina. Știu rugăciunile, știu prorocii, știu să predice, știu să cânte, știu de toate. Dar ei nu mai sunt acolo. Nu mai se prefac că sunt în lumină. Dar e o mimare, este o simulare a luminii. Păi dumneavoastră vă puteți imagina, gândiți-vă 5 decembrie,